Romașcanii au și în acest an ocazia să sărbătorească trecerea dintre ani la biserică. Credincioșii sunt așteptați luni noaptea, începând cu ora 23 la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasa Parascheva, unde se va oficia acatistul Mântuitorului Iisus Hristos și o rugăciune pentru începutul noului an, ca mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru realizările din anul care tocmai se încheie și pentru spor, râvnă și credință în anul 2013. Preasfințitul Ioachim Băcăuanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va oficia slujba de anul nou împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La intrarea noul an, ierarhul va rosti un cuvânt de învățătură despre rânduiala liturgică oficiată la miezul nopții, apariția calendarului, precum și despre momentul schimbării acestuia de majoritatea bisericilor creștine. Ca în fiecare an, preasfințitul Ioachim Băcăuanu va ciocni un pahar cu șampanie împreună cu credincioșii care vor participa la slujba de Tedeum. În toate bisericile ortodoxe, în marți se va oficia liturghia Sfântului Vasile cel Mare, liturghie ce se oficiază de 10 ori pe an.